Timp de aproape două săptămâni, Slobozia este capitala sportului alb. Arenele Tennis.com găzduiesc cea de-a 19-a ediție a memorialului Ioan Pinter. Turneul de tenis al municipiului Slobozia reunește anul acesta aproape 150 de tenismeni din toată țara. Evenimentul sportiv este organizat de Federația Română de Tenis și Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Da, este o tradiție veche foarte frumoasă care se respectă de atâția ani. Este un concurs care a atras întotdeauna mulți sportivi, uneori foarte mulți. Le place foarte mult, chiar dacă am avut un incident aseară, în sensul că a plouat foarte tare, terenurile la ora asta sunt bune de joc, în proporție de peste 80%, deci ca să satisfacă nevoile competiției. Turneul de tenis se va desfășura în perioada 3-15 august în două etape. Cei mai buni sportivi vor fi recompensați cu diplome și cupe, dar și cu puncte în clasamentul oficial al Federației Române de Tenis.